Capetele și genunchiul, după cum este scris înaintea ta, te lăudăm, îți dăm slavă și îți aducem mărire pentru că ai făcut harul acesta, ca și în această zi și de această dată să mai fim strânși la oaltă și adunați împreună în prezența ta la această sfântă sărbătoare. Da, îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat cu viață și cu sufrare prin îngrijirile și paza ta. Îți mulțumim că tot acest timp ai vigat asupra noastră, acolo unde ne-am aflat fiecare. Ne-ai păzit și ne-ai ocrotit viața noastră de atâtea pericole care ar fi putut să curmă firul vieții noastre. Îți mulțumim că ne-ai păstrat sănătatea în trupul și în corpul și în organismul nostru. Îți mulțumim că ochii noștri mai pot să vadă, urechile noastre mai aud, brațele ne mai slujesc, picioarele ne mai poartă. Îți mulțumim că ne-ai făcut niște făpturi și creaturi atât de minunate, după chipul și după asemănarea ta. Îți mulțumim că suntem purtătorii acestui chip a tău, suntem purtătorii identității tale și aș dori ca cu adevărat chipul Domnului nostru Iisus Hristos să poată să ia amploare în viețile noastre și Amin. Să poată să se desăvârșească noi. Amin. Îți mulțumim pentru această sfântă sărbătoare la care am ajuns Amin. În Amin. Îți mulțumim pentru sărbătoarea aceasta a corpurilor și pentru această sărbătoare a strângerii roadelor sau sărbătoarea mulțumirii. Îți mulțumim, o Doamne, pentru că ne-ai făcut cunoscut cuvântul Evangheliei tale. Amin. Îți mulțumim că ne-ai binecuvântat și ne-ai cinstit cu descoperirea acestui plan de mântuire descoperit chiar în sărbătorile tale. Îți mulțumim că fiecare sărbătoare, Doamne, este relevantă pentru noi și are ceva de spus în dreptul fiecăruia care a intrat în legământul tău. Îți mulțumim, o Doamne, că ne-ai cinstit cu acest har, cu această pocăință, cu această iertare. Amin. Îți mulțumim pentru că la împlinirea vremurilor l-ai trimis pe singurul tău fiu născut din tine, ca să ne elibereze și să ne salveze din robia păcatului și a morții, și din împărăția întunericului să ne strămuți și să ne pui în împărăția dragostei fiului tău iubit. Să ne aduci din întuneric la lumină și din moartea în care am zăcut, să ne aduci la viață. Îți mulțumim că și El a venit ca să ne elibereze și să ne salveze. Îți mulțumim că și El ne-a scos cu braț tare și cu mână puternică și ne-a deslegat de orice legături, de orice robie, de orice patimă și de orice fel de stare a răutății în care am zăcut și în care am fost prinși. Îți mulțumim că și El este mai marele Moise care ne-a eliberat din acest Egipt odios. Te lăudăm și te slăvim pentru că ți-ai arătat față de noi această mare dragoste, această mare bunătate. Îți mulțumim pentru că putem să îți aducem această jertfă de laudă, de mulțumire, prin cântare, prin rugăciune, prin vestirea cuvântului tău. Binecuvântă în continuare prezența noastră în locul acesta. Binecuvântă lucrarea care vrem să o facem în continuare. Binecuvântă cântarea care se înalță și rugăciunea care se înalță, mulțumirea care ți se aduce și cuvântul care este împărtășit. Și doresc ca să faci ca acest cuvânt să aibă putere, să aibă autoritate și efect asupra vieții noastre de transformare, de schimbare înspre voia ta. Rugăm ca